atingerea stării spirituale înalte, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Iuda, versetul 24. Hristos a fost ascultător de fiecare cerință a legii. Prin ascultarea lui desăvârșită, el a făcut posibil pentru fiecare ființă omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Când ne supunem lui Hristos, inima ne este unită cu inima lui, voința ne este contopită în voința lui, mintea devine una cu mintea sa, iar gândurile slujesc lui, noi trăim viața lui. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii sale. Atunci când Domnul privește la noi, vede nu veșmântul de frunze de smochin, nu goliciunea și deformitatea păcatului, ci propria lui manta neprihănirii, care este ascultarea desăvârșită de legea lui Iehova. Prin planul de mântuire, Dumnezeu a asigurat mijloace de supunere a fiecărei trăsături rele și de rezistare în fața fiecărei ispite, oricât de puternică ar fi ea. Cea mai puternică ispită nu este scuză pentru păcat. Oricât de mare ar fi presiunea adusă asupra sufletului, nelegiuirea este fapta noastră proprie. Nu stă în puterea pământului sau a iadului să determine pe cineva să păcătuiască. Voința trebuie să consimtă și inima să cedeze. Altfel, pasiunea nu poate înlătura puterea de judecată, nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprihănirii. Dacă veți sta sub steagul pătat de sânge al prințului Emanuel, făcând cu credincioșie serviciul lui, nu trebuie să cedați niciodată ispitei, deoarece alături de voi stă cel care poate să vă păzească de orice cădere. Nu trebuie să păstrăm nicio tendință păcătoasă. Pe măsură ce ne împărtășim de natura divină, tendințele spre rău, ereditare și cultivate, sunt tăiate din caracterul nostru și suntem făcuți o putere vie pentru bine. Învățând mereu de la învățătorul divin și împărtășindu-ne zilnic de natura lui, noi cooperăm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satana. Dumnezeu lucrează și omul lucrează ca el să poată fi una cu Hristos, după cum Hristos este una cu Dumnezeu. Atunci stăm împreună cu Hristos în locurile cerești. Mintea se odihnește în pace și asigurare în Isus. Amin.